Bine v-am regăsit pe scara cuvintelor! Comunitățile creștine sunt comunități ale sfinților în sărbătoare. Sunt comunități care trăiesc în același adevăr al lui Dumnezeu, în Hristos și pentru Hristos. Sunt comunități în care Duhul lui Dumnezeu este activ, iar lucrul acesta se vede prin roadele lor, cu alte cuvinte, prin manifestările lor, atitudinale, verbale și faptice. Oamenii care își spun creștini trăiesc în comunități unite în jurul unor principii comune, principiile biblice, comunități care au un comportament asemănător, întrucât derivă din aceleași principii. Când trăiam în lume după regulile lumii, problema mea cea mai mare erau ceilalți, pentru că ceilalți aveau mereu alte gânduri, alte atitudini, alte puncte de vedere iar manifestările lor comportamentale erau de cele mai multe ori imprevizibile. Când am devenit creștin și am intrat în comunitatea sfinților în sărbătoare, am găsit gânduri similare, atitudini similare, comportamente similare, previzibile, pentru că totul în aceste comunități își are originea în Cuvântul lui Dumnezeu. Și totuși, în această comunitate, destinul meu, deși are aceeași țintă, nu este identic cu destinul celorlalți. Deseori am simțit că Dumnezeu îmi vorbește și că îmi trasează sarcini destul de clare, care nu se intersectează cu sarcinile altora. De pildă, am început să realizez această emisiune pentru că, spun asta cu toate convingerea, Dumnezeu mi-a cerut să o fac. Mi-a cerut într-un mod misterios. Am simțit în mine imboldul de a sluji altora prin talentul pe care creatorul meu l-a pus în mine, de a ști să sintetizez, cu eforturi aproape minime, un mare volum de informații. Am verbalizat această chemare transmințând o unei persoane care lucrează la acest post de televiziune. Persoana în cauză a evaluat-o într-o discuție cu mine, apoi a evaluat-o în rugăciune și a concluzionat că este o chemare pe care însuși Dumnezeu o face și căreia trebuie să-i dea curs. Astfel, am ajuns să vorbesc în fața dumneavoastră, deși meritele mele sunt aproape insignifiante. De fapt, singurul merit, ca să zic așa, este acela de a fi dat curs chemării. În rest, Dumnezeu pare că se ocupă de tot. Mai mereu, el îmi sugerează anumite cărți. Simt uneori că el îmi spune cum să fac prezentările. Deseori sunt surprins eu însumi de ceea ce scriu și de ceea ce urmează să spun aici. Cât despre roadele misionare ale acestei misiuni, totul este în mâna lui. În ce mă privește, îl laud pentru că mi-a făcut o astfel de chemare. Dacă nu aș fi fost nevoit să pregătesc periodic un număr de prezentări de carte, nu aș fi reușit să parcurg atâtea cărți, mi-aș fi găsit alte lucruri de făcut. Așadar, Dumnezeu m-a chemat în această misiune și comunică cu mine în mod constant, întărindu-mă și susținând El însuși ceea ce fac. Întrebarea pe care și-ar putea o pune unii dintre voi, cei care mă priviți vorbind, ar fi următoarea. Cum comunică Dumnezeu? În cartea sa În căutarea călăuzirii, apărută la editura Cartea creștină din Oradea în 2012, în condiții dintre cele mai bune și mă refer aici la o traducere îngrijită realizată de Agnes Dragomir, la un text fără greșeli, bine așezat și bine mănuit de către redactori. În această carte Dallas Willard caută un răspuns la întrebarea cum comunică Dumnezeu cu sfinții săi. Și el găsește trei probleme de început. Dumnezeu comunică în multe feluri, după cum ne arată și scripturile. Contează ce anume ne motivează să realizăm o astfel de comunicare, și contează cum îl înțelegem pe Dumnezeu în această comunicare. În ceea ce privește prima chestiune, observăm că dialogul pe care Dumnezeu îl are cu Sfinții Săi este puternic influențat de contextul istoric. Suntem tentați să credem că o astfel de comunicare nu ne poate implica și pe noi, acum și aici. Willard este însă de părere, și eu îi dau dreptate, că Biblia nu e o carte exclusiv doctrinară, ci că ea prezintă evenimente sau experiențe care ne privesc în mod personal și pe noi, în contextul actual. Ca atare, întrebările de tipul Sunt eu suficient de important pentru ca Dumnezeu să comunice cu mine? Sunt inadecvate. Când Dumnezeu ne vorbește, nu înseamnă că El ne consideră mai importanți sau mai buni decât suntem în realitate. El ne vorbește fiindcă are de lucru pentru noi și cu noi. Așadar, în ceea ce privește a doua chestiune a motivațiilor, atunci când încercăm să ascultăm ceea ce Dumnezeu ne spune, dacă ne spune, trebuie să avem în vedere și ce vrem să facem noi înșine cu ceea ce El ne spune. Când suntem pe drumul cel bun, când suntem în planul lui, atunci înțelegem că rostul vorbirii lui Dumnezeu privește chiar împlinirea acestui plan, iar motivațiile noastre ar trebui să se alinieze în spatele motivațiilor lui Dumnezeu. Autorul epistolei către Evrei ne spune, în capitolul 13, versetele 5 și 6, că dacă suntem pe calea cea dreaptă și îngustă, Dumnezeu va fi cu noi, indiferent cât ne va fi de greu. Și că prezența lui nu este suficientă prin ea însăși. El ne va călăuzi, va interveni supranatural dacă va fi nevoie și va conversa cu noi într-un mod individual. Cum o face? Willard crede că Dumnezeu își comunică chiar intențiile și gândurile sale. Asta nu înseamnă că El vorbește la orice colț de stradă, nici că tot ceea ce comunică se găsește în Biblie, nici că orice se întâmplă este voia Lui. Aceste trei concepții sunt false și provin din înțelegerea greșită a celui care este Dumnezeu. Așadar, în ceea ce privește a treia chestiune, Dumnezeu trebuie înțeles în ansamblu sau, în cuvintele autorului, va trebui să dobândim mai multă cunoaștere de Dumnezeu înainte ca să putem aprecia intervenția lui în viața noastră. O cunoaștere tot mai profundă duce la o înțelegere tot mai profundă a motivațiilor celui pe care îl cunoaștem. Iar o astfel de înțelegere duce la rândul ei la posibilitatea lărgirii contextului în care a comunicat acesta, până la includerea noastră în el, în acest context. Și totuși, cum comunică Dumnezeu? Când ne uităm în scriptură, observăm șase moduri prin care Dumnezeu a comunicat. Printr-un fenomen, printr-un mesager sau un înger, prin vise sau vedenii, Printr-o voce fără trup sau fără sursă vizibilă, printr-o voce omenească și, în fine, prin Duhul Omului sau prin ceea ce putem numi susurul blând. Willard crede că Dumnezeu poate comunica prin toate aceste șase mijloace. Însă, el mai observă un lucru extrem de important. Dacă primele cinci metode sunt oarecum supranaturale și pot forța mișcarea lucrurilor prin natura lor miraculoasă, doar susurul blând sau comunicarea prin intermediul Duhului omului sau a vocii interioare, doar această comunicare este un mijloc care implică facultățile specifice oamenilor liberi și inteligenți. Așadar, Willard este de părere că acesta este mijlocul de comunicare cel mai des folosit de Dumnezeu și chiar cel mai apreciat de el, în Biblie, Dumnezeu comunică în mod miraculos acolo unde nivelul de maturitate al ascultătorului nu este foarte ridicat. Or crede Willard citez, planul lui Dumnezeu a fost să ne aducă în situația în care el poate să ne vorbească într-un mod tăcut, calm și constant, lăsându-ne în același timp suficient spațiu ca să creștem pentru a fi colaboratorii lui. Cuvântul lui Dumnezeu cel care ni se comunică are putere. El creează, guvernează și răscumpără. Când Dumnezeu vorbește, El exprimă gândul, caracterul și scopurile Lui. Când Dumnezeu ne vorbește, El o face pentru a se exprima pe sine, cu putere. Prin creație, Dumnezeu s-a rostit cu putere creatoare. Doar cuvântul lui Dumnezeu are putere asupra Universului. Apoi, doar cuvântul lui Dumnezeu este cel care are cu adevărat putere în relațiile din comunitatea sfinților. Noi creștinii suntem cetățenii a împărăției lui Dumnezeu, fiindcă ne adunăm în jurul cuvântului lui Dumnezeu, pe care nu doar îl studiem, ci îl actualizăm, îl punem în act, îl trăim. Cuvântul lui guvernează împărăția lui. Cuvântul lui scris este rezultatul vorbirii lui, cu scopul de a ne călăuzi la o relație mântuitoare cu el în împărăția lui. Chiar dacă cuvântul lui Dumnezeu nu se limitează la Biblie, totuși Biblia este unicul și infailibilul cuvânt scris al lui Dumnezeu. Este o relatare finită a ceea ce a vorbit Dumnezeul infinit. Tot ceea ce pare să ne vorbească Dumnezeu trebuie raportat la acest cuvânt scris, unicul infailibil. Când ceea ce pare să ne vorbească Dumnezeu contrazice cuvântul său scris, atunci nu Dumnezeu ne-a vorbit. Rezumând, cuvântul lui Dumnezeu creează, se exprimă cu putere din viață. Cuvântul lui Dumnezeu guvernează. Comunitatea creștină este comunitatea care se adună în jurul cuvântului lui Dumnezeu, în jurul adevărului și care trăiește în conformitate cu acest cuvânt. De asemenea, cuvântul lui Dumnezeu ne răscumpără. Prin cuvântul scris, Hristos ne schimbă obiceiurile, gândurile, ideile, înlocuindu-le cu gândurile lui, cu ideile lui cu modul lui de a fi. Iată de ce cuvântul scris trebuie să stea în centrul eforturilor noastre de cooperare cu Dumnezeu, în direcția asemănării noastre de pline cu Hristos. Începând cu capitolul 8, Dallas Willard se apropie de câteva chestiuni mai practice. Astfel, el se întreabă cum recunoaștem vocea lui Dumnezeu. În primul rând, este corect spus că o recunoaștem, fiindcă putem face lucrul acesta, putem deci să o recunoaștem, numai atâta timp cât am căutat-o și am experimentat-o studiind cuvântul său scris. Nu putem recunoaște ceea ce nu am auzit niciodată. Studiul scripturii nu se face în solitudine, ci în apropierea cunoscătorilor, a mentorilor. Ca atare, ucenicia este absolut necesară. Dar mai există și altceva. Există ceea ce Dallas Wheeler numește trei lumini. Prima dintre acestea ține de împrejurările în care vorbește Dumnezeu. A doua, de îndemnurile primite de la Duhul Sfânt, iar a treia are legătură cu pasajele din Biblie. Toate aceste trei lumini sunt interdependente. Când Dumnezeu ne comunică ceva, El o face în funcție de împrejurări, o face prin anumite îndemnuri și o face folosindu-se de cuvântul Său scris. În majoritatea cazurilor. Dumnezeu comunică cu noi atunci când suntem pe paginile Scripturii și căutăm noi înșine voia Lui. Un lucru foarte important pe care nu trebuie cu niciun chip să-l scăpăm din vedere este acela că întotdeauna, dar absolut întotdeauna, vocea lui Dumnezeu îl mărturisește pe fond pe Isus ca Domn. Orice voce care nu face această mărturisire nu este vocea lui Dumnezeu. În ceea ce privește vocea, care spuneam înainte, de cele mai multe ori este interioară și se identifică cu propria noastră voce, există anumite trăsături care o disting ca fiind purtătoare a mesajului divin. Și anume, există o calitate a sunetului. Vorbirea lui Dumnezeu nu este niciodată nedeslușită. Există o anume spiritualitate care este atașată. Vorbirea lui Dumnezeu nu este isterică, nervoasă, aridă ci plină de pace și bucurie. Și există un anume conținut specific, care nu depășește niciodată granițele Sfintei Scripturi. Chiar dacă nu oferă o rețetă, autorul ajunge totuși la câteva recomandări care se potrivesc sau care s-ar potrivi oricărui creștin. În primul rând, suntem chemați să fim buni cunoscători ai poruncilor lui Dumnezeu, în al doilea rând, suntem chemați să căutăm plinătatea lui Hristos, să creștem în credință de la mult la mai mult. În acest sens, va trebui să medităm tot timpul asupra cuvântului scris al lui Dumnezeu, singurul infailibil. De asemenea, trebuie să fim în alertă tot timpul, să ne rugăm și să-i vorbim lui Dumnezeu constant și specific, să ascultăm mereu tot ceea ce ne spune El. Iar dacă cumva nu ne spune nimic, atunci avem câteva lucruri de făcut. În primul rând, ar trebui să ne cercetăm cu luarea minte, discutând și cu cei apropiați și cu cei mai puțin apropiați, pentru că nu cumva avri un păcat pe care îl comitem să blocheze comunicarea dintre noi și Dumnezeu. Iar dacă nu găsim piedici în calea acestei comunicări, să nu uităm că e posibil ca Dumnezeu să ne lase să luăm singuri anumite decizii. Prin urmare, va trebui să evaluăm noi singuri opțiunile și să o alegem pe cea mai bună. Cartea lui Dallas Willard merită parcursă cu atenție, cu creonul în mână. Ea poate fi de un real ajutor, mai ales pentru cei care se simt părăsiți, într-un moment nu foarte prielnic al vieții lor. Pentru cei care cred că nu sunt suficient de vrednici pentru ca Dumnezeu să le vorbească, sau pentru cei convinși că Dumnezeu vorbește doar liderilor sau conducătorilor bisericii, lucru cât se poate de fals. Dumnezeu vorbește tuturor credincioșilor, tuturor ucenicilor lui Hristos, fără nicio excepție. Firește, cartea poate fi de un real ajutor și pentru cei care cred că Dumnezeu le vorbește în mod constant. Ei pot verifica, urmând pașii evaluatori ai lui Willard, dacă vocea care le vorbește este chiar vocea lui Dumnezeu, dacă nu cumva vocea stăpânitorului viacului acestuia. Toți sfinții din Biserica lui Hristos sunt chemați să conlucreze la înaintarea lucrurilor lui Dumnezeu, și, într-un fel sau altul, Dumnezeu comunică cu toți, fără nicio excepție. Merită să ne întrebăm cum o face și merită să vedem care e răspunsul lui Dallas Willard la această întrebare, parcurgându-i cartea.